Primele secții care se vor muta cu adevărat în clădirea fostului spital din Negrești vor fi cunoscute abia peste un an. Timpul estimat ca acestea să funcționeze acolo este de 7 luni. Lucrările vor începe la Spitalul Județean, apreciem noi, în jurul 1 septembrie. Se va muta administrația în policlinică și se va amenaja provizoratele pentru serviciul de urgență. Din calculul nostru, cam 7 luni va fi realizat un palier. La etajul 1 nu se va impune probabil să mutăm secții, întrucât acolo funcționează chirurgia, ortopedia și chirurgia infantilă. Odată parterul terminat, ortopedia o putem muta la parter, așa încât etajul 1 nu cred că se va impune să dirijăm la Negrești. Nu cred că mai devreme de un an și jumătate se va putea face această mișcare. Deci vreau să fie clar pentru toată lumea că gândirea noastră este să venim în sprijinul populației, să nu îi periclităm niciun într-un fel starea de sănătate, pentru că răspundem în mod direct și indirect de aceste lucruri. Până la marea mutare la spitalul din Negrești, autoritățile de acolo și-au dat acordul pentru deschiderea unei secții de primiri urgențe. Vestea bună este că de pacienții din zonă se va ocupa în sfârșit cineva. Vestea proastă este că un medic poate veni la consultație odată la 3 zile. Pentru început, la Spitalul Orășenesc Negrești vom deschide un centru multidisciplinar, așa cum există în ordinul Ministerului Sănătății, adică vom gândi un compartiment de primire urgențe și spitalizare de zi, la care să meargă medici la 48, 24, 72 de ore, în modul în care se va impune de către patologia existentă. Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui este un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional cu o valoare totală de peste 72 de milioane de lei și cu o durată de realizare de 36 de luni.